Hai că începe să mi se pare interesant să mă tot filmez prezentând așa tot felul de device-uri cu care reușesc să mă joc. În episodul de astăzi o să vorbim despre o tastatură, mai exact despre asta. Am primit-o de la Vodafone zilele astea și mi se pare super, super tare. De asta am ținut neapărat să fac și un video pe tema tastaturii. Cam așa arată pachetul. E foarte micuț. Tastatura e wireless. Se conectează la smartphone, la tabletă, dar și la laptop. Se conectează prin Bluetooth, bineînțeles. Cam așa arată, deschisă. Bateria ține până la 3 luni, din câte spun cei de la Microsoft. Aici au sistemele de operare, niște iconițe cu sistemele de operare la care teoretic ai putea să te conectezi. Avem Windows, Android și iPad sau iPhone. Eu tocmai am încercat să o conectez și la MacBook și a mers fără nicio problemă. Bine, nu-i făcută pentru laptopuri, bănuiesc că deja îți folosești tastatura ta pe laptop. Mi se pare utilă când pleci undeva în vacanță și nu mai vrei să mai cari laptopul cu tine. Poți să iei tastatura asta, o conectezi la smartphone, răspunzi la mail-uri mult mai ușor, scrii articole pe blog sau pe unde vrei tu mult mai ușor. Nu mai stai cu telefonul în mână sau cu tableta în mână ca să faci asta, ci pur și simplu îți sprijini telefonul de ceva și deschizi asta și începi să tastezi. Deși arată așa puțin ciudat, e destul de intuitivă. Adică eu am scris, cred că vreo 200 de cuvinte cu ea, nu foarte mult, dar mi s-a părut destul de ușor. Adică nu am simțit că mi îngreunează scrisul. Și clar, o tastatură îți face, te ajută să scrii mai ușor decât un telefon mobil. Dar e de ajuns să fii tu obișnuit cu o tastatură normală și reușești foarte repede să faci trecerea și la asta. E foarte interesant că are aici un buton, sub iconițele astea are un buton de pe care selectezi sistemul de operare în momentul în care te conectezi la un device. Iar aici, pe partea asta, fix aici sus, lângă butonul Escape, sunt două butoane care te ajută să faci switch-ul între device-uri. Adică dacă tu ai conectat tastatura și la smartphone și la tabletă și le ai pe amândouă deschise, de pe butoanele astea îi spui tastaturii la ce device se conecteze. Adică nu mai trebuie să mai închizi Bluetooth-ul pe un device ca să se poată conecta la celălalt, ci pur și simplu din butoanele astea tu selectezi cu care vrei să interacționeze. Foarte interesant și felul în care se închide tastatura, adică când e așa, e închisă, când e așa, e deschisă, nu trebuie să apeși pe niciun buton, nu trebuie să faci nimic în mod special, ci pur și simplu ea se închide singură când o strângi așa. Cam așa arată cablul de încărcare, vine în pachetel imediat. Așa arată cablul de încărcare. Bine, având în vedere că ține 3 luni de zile bateria, nici nu o să fie nevoie să-l ții prea des cu tine. Cred că e un cablu de încărcare pe care oricum îl întâlnești la smartphone-urile cu Android. Și aici pe cutie mai vine cu niște indicații despre cum să conectezi tastatura la diverse device-uri. Oricum, e foarte intuitivă, nu trebuie să te chinui foarte mult. Iar pe spate spune că ar fi rezistentă și la stropiri cu apă. Eu, sincer, n-am testat-o încă la așa ceva, dar tind să-i cred. O să pun în descriere și un link de unde poți cumpăra tastatura în caz că vrei să vezi și specificații tehnice și review-uri sau alte chestii de genul ăsta. Nu uita să dați subscribe. De fiecare dată când testez câte un gadget interesant, fac un film pe tema asta, poate mai găsiți lucruri care vă interesează. Puteți să vă uitați și la clipurile din urmă, că și acolo mai am câte ceva tentant așa.